Mai mulți localnici din Bohol s-au fost prezenți ieri la Căminul Cultural la dezbaterea publică privind noul tarif pe gunoi. Prezenți au fost și reprezentanții firmei de salubritate, dar și ai primăriei Beclean. Având în vedere solicitarea Salco de majorarea prețului, care a venit înscris la primăria Beclean în 12 ianuarie, anul curent, am convocat oamenii în fiecare sat pentru dezbateri publice, ca să clarificăm acest lucru. Prima a fost la Boholț, mergem la Calbor, în continuare în fiecare sat din comună. Ceea ce stabilesc cetățenii noștri, asta vom face. Dacă până acum oamenii au plătit același preț la gunoi, stabilit în 2019, respectiv 8,3 lei pe persoană pe lună, Salco a venit acum cu două propuneri de preț, 14,30 de lei pe persoană pe lună pentru cei care nu colectează selectiv și 13,5 lei de persoană pe lună pentru cei care colectează selectiv. Deci o merg 2019, 2020, 2021, deci au rămas același preț. Între timp, prețurile au crescut. În ce sens? Acolo unde noi depozităm gunoiul, a pornit de la 65-65 de lei tona, s-a ajuns la 83-58 și actualmente de la 1 martie 140,97. După cum știți și dumneavoastră, gunoiul nu se mai depune pe dealul Galatului așa cum se făcea pe vremuri, și acum câțiva ani, ci se depozitează la Brașov. Deci trebuie să ducem cu mașina toate anumite cantități, funcție de cât încape cele două camioane, cu noiul care se aduce de la dumneavoastră, se depozitează într-un anumit loc, se încarcă și se duce la Brașov. Pe lângă taxa care o plătim la această societate, plătim și un impozit, care îi spune economie circulantă. Un impozit aferent că depozităm. Așa cum dumneavoastră plătiți impozit pe case, așa trebuie să mai plătim noi ca societate pentru depozitarea gunoiului. Acesta în 2019 a fost 30 de lei, actualmente 80 de lei. Deci, deci aproape că s-au triplat, dacă stăm să ne gândim. Salariile au crescut din 2019, nu vă mai spun cifre, că n-are rost să vă... Au crescut cifrele, deci noi n-am luat cifrele maximale, ci am mers cam cu cele de mijloc, că ne-am gândit la dumneavoastră. Deci, la depozitare n-am luat 140, ci am luat 83,58. La salarii, în loc să luăm 2230, am luat 2300. Și în felul acesta am mai făcut niște reduceri de la 14,37 cât v-a prezentat domnul primar, am zis să ajungem la 13 lei și 50 de persoană, iar pentru cele neselectate să ajungem la prețul de 14 lei și 30. O crescut și prețul la carburant de la 4,9 la 5,62. Acum, dumneavoastră știți că pe partea de electrică nu a discutat cu dumneavoastră nimica și ne-a pus că și eu sunt contribuabil și dumneavoastră, gazul la fel. Deci asta este situația. Ne-am străduit să nu fim nici exagerați, dar altfel nu ne mai putem desfășura activitatea. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, bine, dacă nu, asta este situația, n-avem ce face. Reprezentanții primăriei Beclean au cerut informații și din alte comune din țara Făgărașului pentru a vedea cât plătesc oamenii de acolo pentru serviciul de salubritate. I-am întrebat cât plătesc ei pentru gunoiul ăsta. Și plătesc 18 lei de persoană. Acolo este firma Compres, e altă firmă, de la Brașov. Și plătesc pentru gunoiul menajer. Gunoiul menajer se ridică o dată pe săptămână, așa ca și la noi, și gunoiul selectiv o dată pe lună. Așa se face la Mândra. Și plătesc 18 lei de persoană la momentul de față. După aceea, la Vila, sunt 9 lei de persoană, dar se ridică gunoiul menajer doar de 2 ori pe lună. O dată la 2 săptămâni. Și selectiv o dată pe lună. Cu firma Ecosal. Și de asemenea, mi-au spus că și ei vor majora.